Comisia rusă responsabilă cu investigarea cauzelor care au condus la producerea catastrofei aeriene a declarat în data de 23 august că va permite specialiștilor polonezi să analizeze unele fragmente ale epavei aparatului de zbor în perioada 3-7 septembrie. Accidentul aviatic de la Smolensk, în care și-au pierdut viața 96 de persoane, printre care șeful statului de la acea vreme, Lech Kaczynski, soția acestuia și alți demnitari polonezi, a generat numeroase polemici. Teoriile conspirației vehiculate în Polonia învinovățesc Moscova de producerea de liberi a acestei tragedii. Speculațiile privind un posibil atentat rus au fost întreținute de refuzul Kremlinului de a preda Varșoviei pava avionului, deși autoritățile poloneze au insistat asupra acestei solicitări. Investigațiile făcute de partea rusă au stabilit că prăbușirea aparatului de zbor a fost cauzată de o eroare de pilotaj, provocată de vizibilitatea redusă din momentul aterizării.